Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre gândacii pomnitori și, bineînțeles, despre larvele acestora, viermii sârmă. Dar înainte de toate, nu uita să lăsați un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale ținem să vă mulțumim foarte mult. Iar dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Ei bine, acești dăunători redutabili acționează la întuneric în pământ și de aceea este nevoie ca noi să fim conștienți de apariția lor. Și am să vă prezint și cum arată. Această mică coleopteră alungită are o culoare sobră. Larva sa este foarte cunoscută deoarece creează pagube mari și se numește viermele sârm. Este prezentă mai ales în grădini, acolo unde se găsește în special tubercul de cartof, dar atacă și tomatele, ducând la ofilirea acestora și mai atacă și prazul, ceapa, salatele, gremineelor și altele. Larvele de gândaci pognitori sunt cei mai subțiri dintre toți acești indezirabili. Corpul este cilindric, cu inele bine marcate, are o culoare galbenă spre ocru, cu un cap brun foxat. Măsoară între 1 și 3 cm lungime și are 3 perechi de picioare, terminându-se cu un vârf maro. Larva face ouă pe care le depune în sol din mai până în iulie și trăiește în sol 4 ani, înainte de a se metamorfoza în adult. Pe durata acestor 4 ani, ea sapă galerii în rădăcini și în tuberculi pentru a se hrăni. Cum combatem larvele de gândaci pognitori? Ei bine, ouăle acestora sunt întotdeauna dispersate în primii 10 cm din sol, de la jumătatea lui mai până la începutul lui iulie, sunt foarte sensibile la deshidratare și este suficient să greblați regulat solul pentru a le face să se usuce. Această lucrare regulată a solului le dăunează și larvele care apreciază solurile compacte și umede, astfel cartofii tăiați în două, iar bucățile așezate pe partea tăiată pe pământ, atrag cu siguranță larvele tinere. Trebuie făcut un control zilnic și eliminați larvele. Pentru cei care nu aveți timpul necesar pentru astfel de operațiune, vă recomand turtele de ricin. Răspândite și încorporate în sol, primăvara sau vara, în stratul de suprafață de 10 cm grosime, au acțiune mortală asupra viermilor. Vă mulțumim frumos pentru vizionare, cam acesta a fost materialul nostru pentru ziua de astăzi. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. De asemenea, nu uitați și de un like dacă v-a fost de ajutor acest material. Vă aștept și pe canalul meu Tobre Medii Naturiste cu un like, cu o abonare dacă vă place ceea ce postez. Bun! Eu vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi bună, multă sănătate și recolte bogate. Ciao, ciao!